Bună dimineața! Copilul doarme? Să curăț! Cum ar fi o invenție? Să dea drum acasă? Da. Dea drum acasă. Că noi astăzi vom vacanță. Nu luat. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba, da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Bă, tu pleci. Nu pleci? Nu. Nu pleci? Nu. Atunci, copilul tău, o să fie afară. Aruncă-l afară. În iarbă. Pe geam. Și o să fie mort. Aruncă la câini, afară. Treci și fă-l bagajul și pleacă. Petrem copilul. Na. Am placă-l? Mă uși-o pe ăsta. Da, să-l arunc. Da. Aruncă-l pe geam. Dar asta nu te uiți. Era odată ca niciodată o capră și ea le-a zis la copii: voi ejișorilor, stai aici cu minți în casă și mă așteptați până mă duc în pădure să aduc ceva din pădure. Da, mamă, că închide ușa când vă zic eu trăiesc cu cuiețul și-a mamii descuiesc, că mama va duce vouă lapte în țâță, dop de sare la spinare, atâta sacul de mare. Când zic eu așa, vă se deschideți ușa. Da, mămucu. Când vorbea capra cu ieșorii, lupul stătea în spatele cașii și aștepta și asculta tot ce vorbește capra cu ieșorii. Pleacă.
Joana, e acasă? Da. De unde e? La Riga. Și voi cu cine sunteți acasă? Singur.